FC Universitatea Cluj-Napoca a făcut spectacol în ultima etapă a ligii a treia și a învins cu 7-2 pe Viitorul Ghimbav. Acum șepcile roșii se luptă pentru 16-mile Cupei României cu o formație de eșalon superior. Olimpia Satu Mare vine pe Cluj Arena, iar Adrian Falub spune că adversarii pornesc cu prima șansă. Cu siguranță ne vor pune mari probleme, sper ca noi să le putem face față și să facem un meci bun. De ce nu să încercăm să câștigăm, pentru că ar fi o victorie importantă pentru noi în condițiile în care am putea merge putea avansa încă un pas în Cupa României. Trebuie să ne ridicăm puțin nivelul jocului, să fim mult mai agresivi, întâlnim o echipă cu experiență în Liga a doua și cu siguranță vom avea un meci mult mai greu decât cel de sâmbătă. Confruntarea se va disputa pe nocturnă cu începere de la ora 20. Pentru un bilet la tribună, suporterii trebuie să scoată din buzunare 10 lei, în timp ce unul la tribuna a doua costă 12 lei. Elevii, studenții și pensionarii au o reducere semnificativă, din moment ce trebuie să plătească numai 1,90 lei pentru un tichet. Întotdeauna e o plăcere să jucăm în nocturnă cu spectatori mulți și mă bucur, mi-aduc aminte că la prima etapă am avut cea mai mare asistență din România, chiar și peste FCSB. Sunt mândru de suporterii noștri și îi așteptăm un număr cât mai mare să ne susțină. Sperăm că vor veni cât mai mulți, noi așteptăm să vină să ne susțină, pentru că avem nevoie de sprijinul lor. Echipa asta, eu am spus-o acum 10-15 ani, că echipa asta a supraviețuit, supraviețuiește și cred că va supraviețui pentru că are suporte, altfel era moartă de mult. Universitatea nu va putea conta în meciul cu Olimpia Satu Mare pe serviciile lui Marius Ionescu și Adrian Cordoș, ambii accidentați.